Bună ziua, sunt Danai Strate, realizator și prezentator al emisiunilor Între Prieteni și Control Medical la Metropola TV și îmi face o mare plăcere să vă vorbesc și să vă recomand una dintre cărțile mele dragi apărută la editura Herald și anume Mitul Normalității, carte scrisă de Gabor Mate împreună cu fiul său Daniel. Am citit-o pe nerăsuflate și cred că ar trebui să o citim fiecare dintre noi. Apropo de ceea ce se întâmplă în zilele noastre, de cultura pe care noi o considerăm normală, de societatea pe care noi o considerăm normală și care este de fapt o cultură toxică, așa cum spune Gabor Mate în paginile cărții, căci tratează așa cumva totul foarte simplu, într-un limbaj foarte accesibil și foarte clar, astfel încât să ajungă așa la fiecare dintre noi. Dărâm așa niște mituri privitoare la această normalitate. Se referă la această societate foarte digitalizată, foarte tehnologizată, în care am ajuns să trăim cu toți, în care avem totul la dispoziție. Se referă la țări, de exemplu, care sunt foarte dezvoltate și din punct de vedere medical al sistemelor de sănătate, în care cumva medicina eșuează în a trata pacienții, căci, culmea, suntem atât de dezvoltați și totuși suntem atât de bolnavi. Avem atâtea boli cronice, ne îmbolnăvim permanent. De ce? Din cauza stresului, din cauza agitației în care ne trăim zilele. Nu avem habar cât de rău ne fac toate aceste lucruri asupra organismului și toată această carte și toată această privire de ansamblu a lui Gabor Mate este definită de blândețe și de compasiune și ne face să ne gândim că ar trebui să privim așa trupul nostru, fizicul nostru într-o armonie cu psihicul nostru și ar trebui să încercăm să găsim și alte metode de a ne calma psihicul, de a ne centra, de a fi mai echilibrați. Nu vreau să vorbesc foarte multe pentru că vreau să descoperiți această carte și eu de-abia aștept să mai descoper și alte titluri ale editurii Herald și bineînțeles să văd ce ne mai pregătesc și în anul viitor.